Bine v-am regăsit! Pentru că acesta este al 10-lea material din acest playlist, m-am gândit să abordez un subiect foarte popular, viteza luminii. Și pentru că sunt multe de spus aici, acest subiect va face obiectul unei mini-serii, așa că azi partea întâi. Întâi vreau să vă spun că viteza luminii nu este cea mai bună denumire pentru această constantă a naturii, din mai multe motive și voi aminti două. Odată pentru că ceea ce numim lumină este o senzație. Așa cum am arătat și în alte materiale, nu există lumină în afara conștiinței noastre. Iar senzația de lumină este produsă de unde electromagnetice. Așa că o denumire mai bună ar fi viteza undelor electromagnetice. În al doilea rând, pentru că această viteză nu este doar a undelor electromagnetice sau a fotonilor. Am arătat în alte materiale că ceea ce numim lumină se poate comporta atât ca undă cât și ca particule. Materialele se numesc undă sau particulă și ce există cu adevărat. Găsiți linkurile ca de obicei în descriere. Toate particulele fără masă au această viteză, deci ea este o constantă a Universului, o constantă foarte importantă, de la care plecând, Einstein a reușit să găsească cea mai bună teorie a gravitației pe care o avem, teoria relativității generale. Undele gravitaționale au și ele aceeași viteză. Până la Galileo Galilei se credea că lumina se propagă instantaneu dintr-un loc în altul. Dar Galileo Galilei nu este considerat degeaba primul om de știință. El a înțeles că ceea ce credem nu are nicio importanță atunci când vorbim despre legile naturii. El a înțeles că dacă vrem să cunoaștem legile naturii, trebuie să facem observații, experimente, măsurători. Așa că a încercat să afle dacă lumina se propagă instantaneu sau nu, dar cu mijloacele tehnice din vremea lui, acest lucru a fost imposibil. Abia după vreo 40 de ani, prin anii 1670, astronomul, fizicianul și matematicianul danez Ole Rømer a reușit să demonstreze că lumina nu se propagă instantaneu, dar nici acum printr-un experiment terestru, ci prin observații astronomice. Mai exact, eclipsele sateliților mari ai lui Jupiter, mai studiate fiind cele ale lui Io, puteau fi observate cu frecvență mai mare atunci când Pământul se apropia de Jupiter decât în perioadele în care Pământul se îndepărta de acesta. Și plecând de aici, Rømer a înțeles că acest lucru se datora faptului că lumina are nevoie de un anumit timp ca să ajungă de la Jupiter la Pământ și a reușit să calculeze cât timp îi trebuie luminii ca să parcurgă diametrul orbitei Pământului. Dacă refacem azi calculele lui Rømer, găsim o viteză de aproximativ 212.000 de kilometri pe secundă, o valoare destul de bună pentru calitatea aparatelor din vremea lui Rømer. Au mai trecut vreo 200 de ani de la observațiile astronomice care i-au permis lui Rømer să facă o apreciere asupra valorii vitezei luminii, până când cineva a reușit să facă prima măsurare experimentală prin mijloace tehnice a vitezei luminii, în anul 1849. Ea a fost făcută de Armand Hippolyte Louis Fizeau. Și în principiu, metoda constă în următoarele. Gândiți-vă la o roată dințată și la o rază de lumină care trece printre doi dinți ai acestei roți. Și să presupunem că raza de lumină parcurge o anumită distanță, apoi cade perpendicular pe o oglindă și se întoarce pe același drum, ceea ce înseamnă că va trece din nou prin spațiul dintre cei doi dinți și dacă privim prin acest spațiu, o putem observa. Dar dacă roata începe să se învârtă și se rotește tot mai repede și tot mai repede, dacă turația roții dințate este mică, vom vedea în continuare lumina care se întoarce de la oglindă, deoarece raza de lumină reflectată ajunge înapoi mai repede decât ajunge dintele din desen în locul spațiului pe unde a trecut raza incidentă. Dar dacă crește suficient turația, la un moment dat lumina reflectată nu se mai vede, pentru că în timpul necesar luminii să ajungă până la oglindă și înapoi, în locul spațiului gol
prin care a trecut inițial lumina, ajunge dintele din desen care blochează lumina care se întoarce de la oglindă. Iar dacă turația crește în continuare la o anumită turație, raza care se întoarce poate din nou să treacă, pentru că exact în timpul necesar luminii să parcurgă distanța de la roată până la oglindă și înapoi, spațiul prin care a trecut raza spre oglindă este înlocuit de spațiul următor. Și atunci raza care se întoarce, raza reflectată, poate din nou să treacă. Cu alte cuvinte, lumina trece spre oglindă printr-un spațiu dintre dinți și când se întoarce trece prin altul, care a ajuns între timp în locul primului spațiu. Asta se întâmplă la o anumită turație. Și dacă cunoaștem turația roții și numărul de dinți, putem calcula cât timp trece până când un spațiu ia locul altuia, ceea ce înseamnă că, de fapt, calculăm cât timp îi trebuie luminii ca să parcurgă distanța de la roată până la oglindă și înapoi. Și dacă știm și distanța până la oglindă, care în experimentul lui Fizeau era cam de 8 km, putem calcula viteza luminii, împărțind distanța pe care a parcurs-o lumina la timpul propagării, la durata propagării. Așa a făcut Fizeau și a găsit o valoare de aproximativ 313.000 de km pe secundă, o valoare care diferă de cea adevărată cu doar 4,7%. Valoarea acceptată azi este de 299.792.458 de metri pe secundă și este o valoare exactă, nu este o valoare aproximativă. Cum se poate așa ceva? Se poate pentru că pe baza vitezei luminii a fost definit metrul. Avem deci o valoare exactă pentru viteza luminii. Dar nu vi se pare ciudat că n-am spus niciodată față de cine are lumina această viteză? De câte ori vorbim despre viteze, trebuie să precizăm care este sistemul de referință. Nu există viteză absolută. Viteza este întotdeauna față de cineva. De obicei presupunem că sistemul de referință este Pământul. De pildă, când spunem că viteza maximă admisă legal în localități este de 50 de km pe oră. Deci chiar dacă nu numim expres sistemul de referință, el se găsește întotdeauna implicit în precizarea vitezei. Poate că vă gândiți că și în cazul luminii vorbim despre viteza ei față de Pământ. Dar v-am spus deja că, de fapt, lumina este o undă electromagnetică, iar viteza undelor se măsoară întotdeauna față de mediul prin care se propagă. Viteza undelor este constantă față de mediul prin care se propagă. De pildă, sunetul, care este și el o undă, se propagă prin aer. Și când spunem că viteza sunetului este de aproximativ 340 de metri pe secundă, înțelegem prin asta viteza lui față de aer, nu viteza lui față de pământ. Dacă bate vântul, viteza sunetului față de pământ este diferită de viteza sunetului față de aer. Deci, dacă ne mișcăm față de aer, viteza sunetului nu este aceeași față de noi ca în cazul în care suntem în repaus față de aer. Dar dacă ne mișcăm față de aer, simțim acest lucru, simțim ceea ce numim vânt. Așa că apar trei întrebări foarte interesante legate de lumină. 1. În cazul luminii, care este mediul prin care se propagă undele electromagnetice? 2. De ce nu simțim cum se mișcă Pământul față de mediul prin care se propagă lumina? Pentru că știm că Pământul este în mișcare, se rotește în jurul Soarelui, are o mișcare de revoluție în jurul Soarelui. Și 3. De ce toți cei care măsoară viteza luminii, indiferent în ce direcție și în ce sens, găsesc aceeași valoare a acestei viteze? De ce nu este influențată valoarea măsurată de felul în care ne mișcăm odată cu Pământul, ca în cazul sunetelor? Veți vedea că aceste trei întrebări au răspunsuri foarte ciudate care au schimbat complet concepția noastră despre spațiu și despre timp. Dar despre asta în viteza luminii partea a doua. Până atunci, vă mulțumesc pentru atenție, la revedere!